Matrix de la Blue Fox. Care deschide ziua. Am ales o culoare albă cu puțin galben în sus, un pic roșu aici pe burtică. Are un câlig în partea de sus pentru a da un plus de șansă scarului, nu peștele. La o mârlă de jumătate de kg, o să mi-a pățut din mână. Nebuniști ucile. Nu a fost mare, dar... Bine lovesc astăzi. La fel, poate e soră cu cealaltă. Dar... Ah, incredibil. Ce nervoase sunt. Sperăm să vină și cele mai mari. Cele mari. Dacă momentan însă... Suntem asaltați de mâinile. Aceeași oscilantă. Ia ai avut? Ce culoare au, parcă spictate și date cu lac. Am observat că le place puțin jucată mai mult în verticală. Așa lung de canal. Încă una. Lasă sara. S-a sărit. Tot din generația pro, de cu 2-3 ani. Nu sunt mai răsărită în zona asta. Dau și una.
Am auzit atacul ăsta. Nu l-am simțit. Efectiv l-am auzit. Nu-i mai mare, trebuie să ai, da. Așa o dat. Foarte capul. Vai de capul meu, de ce m-am sofit? Deci efectiv l-am auzit. A trebuit așa, punk. După aia am înțepat. Am crezut că m-a lovit o grâză în lansetă. Uitați, tot așa e. Da. Incredibil de tare dau. S-a surprins în ligul pe care l-am montat deasupra. Pare că a avut dreptate cu ligul ăsta, altfel ratam. Ce buimăcit a plecat. Foai, ce baie m-a făcut. Care succes, micuța. Și răzvană, prins acum una. Chiar vreau să-l bagă ăla. Acum vă să zic, ne pregătim zipul, că m-am tăiat deja la mână. Nu vreau să-l pun la care mă gândeam, că ăla e unul dintre chestiile care... Uai, e fain, nu? Chiar e fain. E mai răsărit, așa-i? O idee mai bună, ha? Wow!
Cum a căzut pe apă? Cum a luat-o? Trebuie să crească în dimensiune, ca zicile. Da. La fel de nevoie. Am folosit gripul că aia de... Săptămâna trecută m-o cam tăiat. Nu sunt rele. O dublă. O zi mi-e debil când dau. Wow. Asta nu m-am băbârnat mi-o dat. Desfășurare de forțe. Cum era? Incredibil ce spectacol. Uitată aici toată o luat-o. Nu se mai vede oscilanta de alea din gură. Așa se întâmplă când e maxim de activitate. S-a luat-o până în gât. Încă așa, mușcătura, am crezut că nu mai îmi pot recupera oscilanta. Până în stomacul ăla. Nu poate că iar mi-a dat. Ai luat-o, e faină? Asta e generația pro. Da. E de distract. Ho, ce lumânare! Guma hibrid de la Storm din seria
wild eye. Totuși sunt selective, am încercat să dăm și cu altceva. Și aleg cu grijă nălucile. E barca mare. Uau! M-a luat de mână. Nu știu dacă patternul de bibană e de vină sau efectiv gălăgia care o face. Scăpată lângă barcă, nu a fost mare. După cum se aude, are un rattle. E o gumă mai ciudată, făcută de cei de la Stone. Pe lângă un colorit foarte realist. Da, vine și răzvan, dar o scapă și el, ca să nu se lase mai jos decât mine. Și cum vă spuneam, ce-mi place foarte mult la ea e evoluția. Poate fi evoluată mai multe feluri, dar mie îmi place să evoluez mai mult liniar, pentru că dă așa, dă și din cap. Pe lângă mișcarea cozii, are o mișcare de hunting, care se pare că le place la știți. Până acum. Așa, pentru lumina asta. Ce fac lângă barcă? Mare pata aia roșie. Foarte vizibil. Pur și simplu le place. O mârlița care nu a rezistat tentației. Și eu sunt nebunit după guba asta, că chiar îmi place de mult. Prima dată am pescuit cu ea acum, cred că 15 ani, tot în Delta, dar nu avea așa culori. Mai exact, ăsta e modelul. Atunci am descoperit-o. Dar probabil că Storm nu face modelele astea un pic primitive ca și culori. Poate cumpăra mult mai atractive. E fain că și ușoare, cad bine pe apă, nu cad ca o cărămiză, exact. Au încastrat în corpul de silicon o cameră de plastic cu formă de pește care îi dă volum. Ai luat-o? Foarte nervoasă.
las aici camera. Nu mai de fapt. Da, poze. Așa este, poze, nu facem. Am avut-o și eu la aia, când m-am înghețit pe silanta până în stomac. Și altă dată. Aveți de unde începe cu blocul. Dar de cât e Uai, wow, cum a dat! Uai, wow, a doua oară! Nu pot să cred! Nu pot să cred! A treia oară! Vine după el până lângă barcă! Se pare că sub blocul e una din soluțiile de azi. Mie deși mă plăcut mai mult oscilanta. De asta am avut 3 atacuri, 4 atacuri cred că, pe singură lansare. Clar. Azi o să mai dau cu el. Să iau așa un pic de acolo. Așa, generația pro. Unde ar fi alea mari? Wow! Incredibil cum dau, ne? Eu zic că asta e nenuca zilei. Asta e nenuca zilei pentru că am văzut cum dau în el. Pur și simplu. Pur și simplu ai câte 4-5 atacuri pe lansare. Cred că tot n-am. Să profit până răzvan e încălcit acolo în știucă, mai prind una.
Evident că asta e Luca. Nu se poate povesti ce senzație e să ai la fiecare lanseu câte 2-3 atacuri. E ceva de vis. Te mai văsărită puțin, cred că. Și Răzvan a făcut o dublă, deci n-are rost. Pur și simplu, nu putem să nu prindem. De 2 ori dublă. Asta am cam... am luat-o destul de rău. Să pun mâna pe ea.